Fie că mergeți la serviciu, la cumpărături sau la plajă, nu trebuie sub nicio formă să uitați ochelarii de soare. Meteorologii au anunțat deja temperaturi caniculare, iar expunerea la raze UV poate afecta sănătatea ochilor iremediabil. De aceea, ochelarii de soare devin un accesoriu indispensabil pentru a proteja vederea de ultraviolete. Specialiștii susțin că nu trebuie să ne zgârcim când este vorba de sănătate, iar ochelarii trebuie să oprească de la 75% până la 90% din radiații. Pentru a vă proteja de soare este bine ca ochelarii să aibă lentila cât mai închisă, ba mai mult trebuie să fiți atenți să aibă inscripționată protecția UV pe care o oferă. De aceea nu trebuie să vă zgârciți și trebuie să scoateți din buzunar cât bani este nevoie, mai ales în cazul în care conduceți sau mergeți foarte mult prin soare. Dincolo de protecția pe care o oferă vederii, ochelarii de soare pot fi veritabile accesorii vestimentare. La săptămâna modei au fost prezentate cele mai interesante modele. Se poartă în primul rând ochelarii îmbunătățiți cu decorațiuni florale sau geometrice. Florile se folosesc și sub formă de imprimeu, dar sunt în tendințe și culorile puternice, mov, roșu, albastru sau verde. Ochelarii supradimensionați sau cei de tip ochi de pisică pot oferi doamnelor și domnișoarelor un aer retro, atât de apreciat de designeri în această perioadă.